La cartea de duminică de astăzi descoperim scrisorile emoționante dintre poetul Ioan Alexandru și episcopul Maramureșului Iustinian Chira. Frățietate într-o credință, aceeași drăzenie, același duh, surprinse aproape radiologic. Ioan Alexandru, poet, prozator și publicist, exmatriculat de la Facultatea de Filologie pentru neîndeplinirea sarcinilor de studiu, debuta în anul imediat următor, în 1964. Devenea un poet cu notorietate, se transfera la Facultatea de Filologie din București, iar prin peregrinările sale la mănăstirile din Moldova, ajungea la mănăstirea Rohia, de care va fi legat toată viața. Mărturisitor fierbinte al credinței creștine, dar și a plecat asupra filozofiei lui Heidegger, pe care o studiază la Universitatea din Freiburg, poetul Ioan Alexandru merită cu siguranță o prezentare mai amplă. Mă opresc însă la corespondența sa cu episcopul Maramureșului, înalt preasfințitul Iustinian, o carte de corespondență republicată la editura Lumea Credinței în anul 2021. O corespondență emoționantă din perioada 1966-1980. Și acum îl am alături de mine pe teologul și publicistul Costion Nicolescu. Bună dimineața! Bună dimineața! Haideți să, Haideți să vorbim despre un prieten al dumneavoastră pe care îl menționați și în ultima carte apărută, Ioan Alexandru. Care ar fi, așa, dacă ar trebui să faceți un crochiu al lui Ioan Alexandru, ce ați putea să ne spuneți? Eu îi datoresc lui foarte mult, ca să nu zic totul, dar îi datoresc intrarea în biserică, descoperirea lui Dumnezeu și, pe urmă, tot ce a implicat aceasta ca descoperiri culturale în biserică, ca descoperiri de oameni, ca trăiri. Asta pe de-o parte. Deci mi-a deschis o poartă cu fascinația poeziei lui. Deci calea mea spre credință a fost calea poeziei. Și, pe urmă, întâlnindu-l pe el, el a spus... Că așa fac oamenii mari, nu fac să te blochezi din ei, ci sunt transparenți și te deschizi spre Hristos, spre Dumnezeu. Iar pe de altă parte, tipul lui de abordare, sunt foarte, așa, să zic, dator cumva, tipul de abordare a lucrurilor de teologie, de credință, adică acest foc al lui care era extraordinar și la care se încălzeau zeci, sute, câteodată mii de oameni și trăiau, la, să zicem, la scara asta mica a mea, tot în genul acela îmi place să abordez lucrurile pe cât pot eu, bineînțeles. Nu v-a creat niciodată sentimentul că prin exuberanța lui, poate n-aș exagera să spun chiar exaltarea lui în credință să vă facă să dați un pas înapoi? Între alte calități ale lui sau între alte lucruri care caracterizează și acesta că era într-un fel un nebun în Hristos. Nu ca nebunii care umblă pe dealul și nu știu ce, dar era nebun și trăia întâlnirea cu Hristos la maximum, ca și când în momentul ăla era cu el tot timpul. Cum relata despre mănăstirea Rohia și despre prietenul lui, episcopul Iustinian? Ce vă spunea? N-am discutat despre părintele Iustinian. Ei s-au întâlnit la un moment dat în anul 1966 la mănăstire, a făcut o vizită acolo Ioan Alexandru, nu știu în ce context, și au rămas, pot spune, îndrăgostiți unul de altul. Și amândoi erau, îi spuneau de fapt, nu știu, cred că el spune, suntem suflete gemene, Ioan Alexandru, și aveau aceeași înflăcărare, aceeași ardoare și s-au recunoscut cumva ca un fel de sacerdoți paraleli. Și deci el în biserică, Alexandru a fascinat de Rohia și am vizitat și eu pe vremea aia, era o potecă ducea, nu te duceai oricum, era în pădure, era ceva fascinant, așa, dar duhovnicește vorbi cu clopote. Și el tot timpul duce dorul Rohiei, unde să aibă o chilie, o chilie de lemn în pădure, să scrie, până în fine s-a făcut casa poetului cu banii lui și vrea două camere. Iar rămâne așa o iubire care, așa, de prietenie și de frăție, tot timpul iubitul meu frate, spun unul altuia,
care a durat până în 80, nu știu ce s-a întâmplat, că corespondența încetează, dar tot timpul e această tânjire după rohia lui Ioan Alexandru și a lui dorului Iustinian Chira, Părintele Iustinian Chira după Ioan Alexandru, pe care își rostoiește citindu-i cărțile, citindu-i poeziile. Fără iubire nu există nimic. Singura care rămâne este iubirea. Un mare poet german a spus că la o judecată de apoi vor fi întrebați: ai iubit de ajuns, frate? Această iubire să se reverse peste România și veți ieși din toate greutățile în care vă aflați.